La această oră, codul portocaliu se manifestă cu maximă intensitate în județul Buzău. Cerul s-a întunecat dintr-o dată, vântul a început să bată cu putere, iar zăpada a devenit foarte consistentă. Două drumuri naționale sunt restricționate pentru autovehiculele mai grele de 3,5 tone. Este vorba de drumul național 22 Râmnicu-Sărat către Brăila și DN2C de la Costești către Slobozia. Și pe drumul național E85 sunt probleme la această oră, traficul este greoi, iar echipajele de poliție și jandarmerie sunt pregătite în orice moment să oprească circulația. Autoritățile județene s-au pregătit încă de ieri pentru acest cod portocaliu. 39 de școli din zona de câmpie a județului Buzău au fost deja închise. Aici viscolul creează probleme, iar traficul se desfășoară cu dificultate. După cum spuneam, la Buzău este foarte frig la această oră, în această dimineață, și ninge foarte violent. Înghețat mâna. Am înghețat cu microfonul, zi. Nu știu, nu mai stăm, cam înțepeni, zi.
precedent. Stai, 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 stai.